Semnături pentru Oleg Brega. Candidez independent. Semnați, vă rog, pentru Brega. Azi e sâmbătă și cercul mai puțină lume pe aici. În schimb, îmblă mai mulți bicicliști. Trotuarele sunt libere. Mă găsesc la kilometru zero. Am aproape o lună la dispoziție ca să strâng 2000 de semnături și ca să pot candida independent. Așa e legea, așa e codul electoral votat de agrarieni în 97, în care semnătura lui Dumitru Moțpan, dacă nu greșesc, Nea Mitică, președintele Parlamentului. O vreme s-a schimbat codul electoral, l-au schimbat socialiștii și cu Plahotniuc, făcut pe circunscripții, țineți minte, sistemul acela mixt. Dar acum 2 ani, noua coaliție socialistă și cu blocul acum, au revenit la vechea lege agrariană, care e cadrul de bază de organizare a legilor Republica Moldova. Da, nu e rău, toată țara e o singură circunscripție, prag electoral de 5% pentru partide, 7% pentru blocuri. Problema e că independenții suntem discriminați. 2% pentru un candidat independent, asta e cam mult. Și s-a văzut că poți să ai mai multe voturi decât candidații de pe liste de partid și să nu intri în Parlament, cum s-a întâmplat în 2014. Singura modificare benefică, îmbunătățirea legii pe care au făcut-o când au modificat recent codul, au revenit la cel vechi, a fost cota de gen, 40%, adică din 10 candidați, cel puțin 4 trebuie să fie de alt gen decât ceilalți 6. Și cum e, acomodarea asta rezonabilă, 50% de semnături ca să strânge candidatele femei independente. Dar până acum n-am auzit de nimeni să încomite să strângă 1000 de semnături. Noi, bărbații, candidați independenți, trebuie să strângem 2000 de semnături. Și nu au făcut nicio reducere din toată birocrația, ce e cu ocazia pandemiei, cu ocazia riscului epidemic, riscului de infectare. Nici permisiunea de a strânge semnături electronic, nici permisiunea de a completa eu, noi, datele din lista de subscripție. Nu fiecare om spune mâna pe pix să introducă datele astea, pentru că consumă grămadă de timp și încă energie, pentru că oamenii încurcă nume cu prenume, în loc de anul nașterii scrie anul curent, de exemplu, la adresă tăți începe a scrie Chișinău și după aceea nu le mai încape strada și tot așa. Deci nu ne-au permis nici electronic, nici scriem noi chestia asta și oamenii nu prea semnează. Oamenii, pe motiv de pandemie, poate nu se apropie, nu știu ce alte motive, semnează, dar nu foarte mult. Cam 50 de semnături pe zi. Weekendul ăsta ar trebui să fac 200-250 de semnături, dar îmi trebuie 2000. S-ar putea să-mi ia tot timpul de până la alegeri. Dar legea îmi permite doar până pe 11 iunie să adun semnăturile astea. Așa că, oameni buni, dacă vreți să mă ajutați, dacă vreți să aveți de unde alege, dacă vreți să aveți și un candidat independent în buletinul de vot, vă rog să mă susțineți, măcar cu un vot. Dacă sunteți la distanță, nu cu un vot, cu o semnătură, că până la vot v-am zis că e departe. Cu o semnătură sau cu un like and share dacă sunteți departe și nu puteți veni la Chișinău să semnați pentru mine. După amiază s-ar putea să ajung la Ciocana pe alee, ce e, că am înțeles că e destul de aglomerată. Și încurajați și pe alții să vină să semneze, pentru că nu cred că aveți timp să veniți voi să intrați în grupul de inițiativă și să strângeți semnături în numele meu. Că aș putea să fac asta, vă comunic datele la CEC și vă dau legitimație ca să strângeți și voi semnături, dar cum nu am cu ce să vă plătesc, eu merg cu buget zero și contez numai pe muncă voluntară, s-ar putea să nu vreți să faceți asta și de aceea rămân deocamdată, după cum vedeți, singur. Candidez independent, încerc să promovez în continuare drepturile omului, încerc să promovez modul sănătos de viață,
Nu vorbesc nimic despre veganism, chiar dacă deja al cincilea an sunt vegan. Asta e până la urmă alegerea fiecăruia, dar vă încurajez să mergeți cu bicicleta, cu transportul public și vă încurajez să cereți stat de drept, respectarea drepturilor omului, respectarea regilor, legilor, ca să funcționeze instituțiile. Cam asta e programa mea electorală de vreo 6 ani. Dacă vă doriți un om ca Brega, măcar în buletinul de vot, dacă nu și în Parlament, susțineți-mă, vă rog, cu semnături, like and share. Semnături pentru Oleg Brega, candidez independent. Semnat, vă rog, pentru Brega. Trebuie date de buletin să aveți drept de vot. Semnături pentru Oleg Brega, candidez independent. Semnat pentru Oleg Brega, vă rog, candidatul pe bicicletă. Semnături pentru Brega, candidatul drepturilor omului. Semnat pentru Oleg Brega, candidatul cu buget zero. Semnături pentru Brega. O trecut un val de oameni și se uită la mine ca la perete. Un perete exotic, azi prima dată am ieșit cu mască roză pentru că mi-a dat cineva să port una de asta roză ca să se asorteze cu șapca, cu New York. Altfel am măști albastre. Cam așa sunt oamenii, unii sunt chinuiți de lipsuri și nu mai vor nimic, alții o duc relativ bine și li se pare că așa o să o ducă tot timpul și că nu-i nevoie să se implice și ei. Și cam asta e situația. Probabil încă nu au venit sau deja au trecut vremea activiștilor ca mine, călare pe bicicletă, cavalerii megafonului și ai țuruiacului. Mulțumesc pentru atenție. Keep in touch. Ne întâlnim pe baricade virtuale, dacă noi ne vedem aici. La sala cu orgă, la primăria Chișinău, la poșta centrală, kilometru zero al capitalei. Semnături pentru Oleg Brega, candidez independent. Semnați, vă rog, pentru Brega. Semnături pentru Oleg Brega, poșta închisă. Semnamează lucrează, uităm. Nu vând, încerc să adun semnături ca să pot candida independent la Parlament. Oleg Brega. Da, de asta am pus poza mea fără mască, ca să mă recunoască. Ce mai fac? Încerc să candidez. Îți zic câțiva ani la București, dacă nu-s alegeri, vin aici. Ai mai candidat ora de aici? Am candidat. Și ce, nu treci? Uneori nu mă lasă să particip, că zic că nu-s bune semnăturile. Altele, alteori particip, dar pragul e mare pentru independent. Care-i pragul acolo? Eu pragul aș trece, dar n-adun 2000 de semnături într-o lună. Într-o lună trebuie până la 11 iunie. Sau am adunat destule semnături, dar au zis că nu-s bune. O parte e obrăcuit și m-a scos din cursă. Falsifică... Inventează tot felul de chestii. Când ai voie semnezi pentru doi candidati... Ești sigur că toate erau mereu. Dacă am strâns cu mâna mea, dar eu și cum garantez, omul scrie aici datele, dar eu nu stau să deschid buletinul, să verific dacă asta e adresa. Poate dă adresa greșită, poate scrie cifra aici greșită și eu stau să verific. Și le verifică pe toate? Și că da, și sună. Omul și-l întreabă dacă a semnat. Și eu tot așa, mi-au zis, ia că ei s-au semnat pentru doi. Eu sunt de om, zic, spun, ăștia spun că au semnat pentru doi. Apă, da, m-au rugat de la servici. Și de ce nu mi-ai spus, băi, că ai semnat, că nu luam semnături de la tine, nu contam semnătura ta. Dar dacă oamenii nu cunosc și legile sunt absolut aberante, uite așa ne pun piedici. Și așa aderi la un partid. La care? Le-am propus, nu m-au luat pe listă, au luat-o cu Nata Albu, le-a părut că e mai bună Nata Albu din Canada. Și Nata azi vine din Canada, aici, în Parlament, îndoiesc. Vreți să semneze, dar n-are buletin. El nu poate scăle. Poate. Nu poate. Poate, îl învăț eu, îi arăt cum. Ai trebuit o două ceva. Ai o semnătură pentru băiat. Câți ani ai moșnegit? Sunt ieri cam de o vârstă.
Flăcăie amândoi. Dar nici eu nu stână, eram 40. Știu că cam sub 50. Dar trebuie buletin, trebuie numărul și serie. Trebuie. Nu ți-mi dai idei, știu, da, sau ce arăt? Ei, bun, Oleg. Mulțumesc, sănătate. Semnături pentru Oleg Brega, candidez independent. Semnați, vă rog, pentru Brega. Semnături pentru Oleg Brega, candidez independent. Odată am votat pe Sucev. Mă bucur, mulțumesc. Mai încercăm. Oleg Brega. Semnături pentru Brega, vă rog, candidez independent. S-a filmat, așa? Semnături pentru Oleg Brega, candidez independent. Semnați, vă rog, pentru Brega. Numai nu toți odată, pe rând. Degeaba scriu dacă n-ai buletinul. Scriu numărul și seria buletinului. Da? D'accord. Cuvântul ma tale. D'accord. Hai. Nu, dar trebuie să scrii ma ta. Da, da. Trece aici. Semnează om. Ilie Plămădea. Care e buletinul? Moldovenesc? Moldovenesc, dar și ai și turcesc? Da.